ceva și asta o zic deschis clar, n-are cine să vină să spună. L-am mituit pe Arafat, l-am dat ceva lui Arafat, Arafat mi-a pretins ceva, Arafat mi-a luat ceva. Nu va fi acest lucru, pentru că știu nu ce-am făcut. Nu are nimeni la mână cu nimic. N-are cum. Nu. Bun. V-a durut mai mult momentele pe care acum oamenii le văd la televizor, pierderea unui echipaj smurd, căderea unui elicopter și pierderea colegilor, sau momentul dramatic din octombrie 2015, când la colectiv s-a întâmplat cea mai mare tragedie din istoria de după 89? Fiecare este cu efectul ei și cu impactul ei și amândouă dor, cum se spune. Deci durerea poate să vină și de la una și de la alta. Într-un loc pierzi colegi, prieteni, salvatori. Într-un loc vezi oameni care au fost implicați într-o tragedie, într-o catastrofă și pierzi oameni dintre ei și încerci să faci tot posibilul. Și acolo, pe lângă că încercăm cu toții să facem tot posibilul, în același timp ați văzut foarte multe controverse și lupte în momentul intervenției și imediat după intervenție și foarte multe tentative în care să arate că nimeni n-a făcut nimic de fapt. Deci toate aceste aspecte au impactul lor. La un moment le lași să se decanteze și după care vii și explici la rece, și acest lucru l-am făcut și o să-l fac, să explic la rece cum, ce s-a intervenit, cum s-a intervenit, ce s-a făcut. Dar orice intervenție de acest gen este imposibil să rămână fără un impact pe viață asupra celor care am fost implicați în aceste intervenții. Da, am convingerea fermă că măcar o familie din cele 60 și ceva de familii care și-au pierdut copiii, și-au pierdut viitorul, și-au pierdut sufletul la colectiv, se uită la emisiunea asta. Vă puteți cita la ei, la părinții care se uită la emisiunea asta, să le spuneți că smurdul a fost ce trebuie în noaptea aia? Smurdul a făcut ce poate și ce trebuia să facă într-o situație de catastrofă. Și trebuie să nu uităm niciodată, a fost o situație de dezastru. Și nu numai smurdul, ci pompierii, și ambulanță, și tot în noaptea respectivă au făcut tot ce poate să se facă într-o situație de calamitate. Deci, în astfel de situații este imposibil să pot să asigur mașina și pacientul sau mașina și victima. Am văzut asta și la Paris când au avut atentatele, am văzut asta și în alte părți. Într-o situație de accident colectiv de astfel de anvergură, întotdeauna ai o discrepanță între resursele și nevoile. Și nicio țară nu poate să aibă unul la unul sau mai mult decât unul la unul în situații în care ai sute de răniți. Haideți să facem un dialog Jack Ping-Pong cu răspunsuri foarte scurte și foarte precise, pentru că o să vedeți, întrebările se leagă de capitolul info-educativ al emisiunii. Haideți să încercăm așa. Bine, colegii mei au fost ieri în județul Teleorman, colegii de la știri, și am filmat acolo momente dramatice, cod roșu, accident rutier. Plan roșu. Plan roșu, iertați-mă, m-am grăbit. Avem și imagini. Ce înseamnă, definiți repede pentru telespectatorii B1, ce înseamnă plan roșu, de ce se declanșează, dar pe scurt ca să înțeleagă ce plan roșu este ce un implică plan, și când se declanșează. Este un plan care implică toate serviciile care intervin când avem accident cu multiple victime. Deci este un plan de augmentare a capacității de reacție și de organizare a ei într-un mod integrat când avem un accident cu multiple victime. Adică, concret, ce face smurdul altfel decât face în... Nu, se poate mobiliza personal în plus, se poate crește nivelul de alertă în unitate să se aducă personal în plus, se poate solicita sprijin din alte județe limitrofe. Asta înseamnă plan roșu. Plan roșu înseamnă că e un plan prefăcut deja de către autoritățile județului ca să facă față unor accidente colective care depășesc resursele zilnice. Un plan roșu declanșat, cum este cel din imagini, ieri la... Ați văzut că s-au mobilizat echipe din Teleorman și de la Smurd și de la ambulanță. A fost trimisă mașina de multiplă victime acolo, care nu este o mașină care se trimite la urgențele obișnuite. Au fost trimise două elicoptere acolo. Deci cu două elicoptere tocmai, vă dați seama... Tocmai mi-ați anticipat întrebarea. Un plan roșu de, ca cel declanșat ieri. Sau mai abitir, tragedia de la colectiv din noaptea din octombrie 2015 destabilizează sistemul în alte părți. Adică, fără discuție, are un impact pe sistemul în alte părți. Se reduce capacitatea pe restul sistemului când ai un plan roșu direcționat către un accident colectiv, lucru care îl găsiți și în celelalte țări. Planul roșu noi l-am preluat după un model din Franța și care este foarte funcțional și francezii îl testează de foarte mulți ani. Francezii, din păcate, fiind încercați cu atacuri teroriste și cu accidente foarte mari în metrou, în diferite locuri, prin anii 70-80,
au dezvoltat aceste concepții, plan roșu, plan alb la spitale și tot, și noi ce am făcut este să le adaptăm nevoilor noastre. Stâlpul acesta, domnule ministru, domnule Arafat, vorbesc cu ministru. Stâlpul ăsta, din studio de la noi, este un stâlp turnat, sau mă rog, făcut în perioada interbelică. Toată clădirea de deasupra noastră este construită în perioada interbelică. Da. Toată Calea Victoriei ce vedem aici sunt clădiri toate în perioada interbelică sau chiar mai vechi. Întrebare. Ce faceți? Este pregătit sistemul? Este pregătită țărișoara, în caz de Doamne ferește, un seism, să fac în așa fel încât pagubele să nu fie cele estimate de gulile rele? Sau soluțiile optime sunt prevenirea și sunt soluții de construcții și de consolidare. Din păcate aici, până acum, nu putem să spunem că prevenirea a reușit și că ne-am îmbunătățit cu mult partea de consolidare a clădirilor. Suntem încă în urmă cu mult și trebuie încă foarte mult făcut. Pe partea de intervenție, adică post-factum, ne îmbunătățim pe zi ce trece și acum pot să vă spun că numai anul trecut, ci anul ăsta în continuare, vom avea dotările noi pe căutare salvare urbană, care pompierii nu le-au avut niciodată. Aceste containere care vor fi unul pe județ și care vor permite... Ce container? Containere de echipamente de căutare salvare. Detaliați, că speciale. Nu știm. Da, sunt cu echipamente, sunt cu senzorii pe depistarea celor care sunt sub dărâmături, sunt cu absolut tot ce trebuie pentru a interveni, pentru o echipă de intervenție. Și vor fi 40 de aceste containere în țară. 42 unu pe județ. De fapt. Unul pe județ plus la unitatea specială de salvatori la Adică Ciorpa. Bucureștiul va avea unul așa cum va avea și un județ? Bucureștiul va avea în zona lui două, însă în momentul în care este un cutremur, gândiți-vă că Bucureștiul nu rămâne singur mult. Toate județele limitrofe și toate țara, și pentru asta am făcut exercițiul anul trecut, se mobilizează către zona calamitată. Dacă este numai Bucureștiul lovit, în câteva ore vom avea 40 de containere în București, cu echipele lor cu tot. Dacă sunt mai multe orașe, se împart între ele. Am înțeles. Deci, e un sistem mobil, cum ar fi. Este un sistem în care o țară reacționează pentru o calamitate în țară. Bucureștiul singur nu face față. Alexandru, deschide linii telefonice. Oameni buni, așa cum știți, emisiunea asta vă aparține. Astăzi a fost o ediție specială și cu doi invitați speciali. Din acest motiv am redus drastic numărul de convorbiri telefonice. Dar din respect pentru voi, care de fapt sunteți invitatul principal al emisiunii în fiecare zi, acum, pe final, pe ultimele 20-25 minute, deschidem linii telefonice, așteptăm să intrați în dialog și să puneți, sper, întrebări care vă frământă cel mai abitir și care sunt cele mai apropiate de inima și sufletul dumneavoastră, unui om care a creat un sistem, unui om hulit și apreciat, unui om care a fost atacat, atenție, lucru rarisim, de președintele în exercițiu al Republicii, un om, cred că singurul, nu mi-aduc aminte, de la Ceaușescu încoace să mai scoată cineva pe stradă țara, un om, n-am mai auzit, Raed Arafat a reușit. Și nu el, culmea, e cu tobe, e cu muzică pe Calea Victoriei, probabil că evenimente în desfășurare. Oricum, pașnice și de bun augur. Vă spuneam că rare ori vezi un atac de la Cotroceni împotriva unui om și rare ori vezi că efectul acelui atac se transpune în ieșire în stradă cu miile într-o singură noapte. Da, la Suceava. Puiu, ești în direct. Bună seara, primul. Bună seara, Tudore. Bună, Puiule. Mulțumesc pentru că auzi. Da, zi. M-auziți? Noi te auzim, dar nu cu mine trebuie să vorbești, că invitații mei sunt aia, bănuiesc, cu care ai vrea să vorbești, că noi tot vorbim în fiecare zi. Vreau la invitații tăi să le mulțumesc din toată inima, în numele populației care a fost salvată din activitatea dumneavoastră cu smurdu. Le doresc multă sănătate și să meargă în continuare așa cum îi știm. Asta sunt cuvinte simple de la oameni simpli. Dar ce ți-a făcut ție? Stai un pic, Puiule. Ce ți-a făcut ție smurdu așa de abitir încât să-i mulțumești lui Arafat în direct la mine în emisiune? Sincer, de ce faci chestia asta? Dragul meu, eu personal nu am avut nevoie, dar atâtea cazuri am văzut și prin ochii mei și la televizor, încât s-a salvat vieți omenești. Nimic nu-i mai scump pe lume decât viața. Foarte tare, mersi mult, Puiu. Cum e, domnul doctor, să-ți mulțumească cineva care nici măcar familia lui n-a avut nevoie de smurd niciodată? Foarte tare, a? Este tare, este frumos și eu am zis la un moment că fiecare intervenție, într-adevăr, este familia și este pacientul,
dar se transmite la vecin, la oamenii din stradă, la oamenii din bloc și lumea află de la gură la gură ce se face în sistem. Așa mulțumesc că... foarte mult! Următorul telefon vine... De unde vine următorul? Din Italia! Bună ziua în Italia! De unde ne sunați? Maria! Alo? Da, Maria, ești în direct. De unde sunt în Italia? Că Italia e mare. Un pic mai încolo de Brescia, 4 stații de tren, cum zice la român. De Brescia? Da. Ia zi, Maria, ia zi, de ce ai sunat? Că Smurdu nu bate până acolo, indiferent. Dar să știți că cu Brescia am avut o relație foarte apropiată. Ia, Maria, stai un pic la telefon, stai un pic. Cu Brescia am avut o relație foarte apropiată cu serviciul de urgență din Brescia, Brescia Socorso, și care am avut chiar oameni care au venit și au făcut stagiu în Mureș. Foarte tare. Ia zi, Maria, de ce ai sunat? În primul rând să-i mulțumesc domnului doctor că există, că Dumnezeu a vrut să vină la noi la Mureș. Și vreau să vă spun, domnule, vă rog, când a fost te rog frumos, Marie, stai la telefon, stai un pic la telefon, Alexandre, ia-i numărul. Se aude foarte prost și e păcat, Marie, se aude cu întrerupere. Vorbești de pe mobil? Da. Acum auzi. Hai că te auzim o leacă mai bine, ia zi. Am zis așa, îi mulțumesc domnule, a fost că elicistă și sunt domnule, a fost un fiecare și am venit la Mureș. Bine, Marie, îmi pare foarte rău. Am înțeles că îi mulțumesc lui Arafat că există și că s-a stabilit la Târgu Mureș, dar în rest aude foarte prost și n-are sens. Convorbirea chiar nu face sens. Mergem în București, să rămână, doamnă, sunteți în direct. Alo? După telefonul acesta poți să rămână, sunteți în direct. După telefonul acesta poți să... Da, o secundă, stai un pic la telefon, stai un pic la telefon, că vrea doamna... Să pună doamna întrebarea. Cum? Vorbiți, să continue dânsa și să pun eu întrebare. Am înțeles, da. Spune, sunteți în direct, vă ascult. Vreau să-i mulțumesc domnului pentru toate lucrurile pe care le fac în țara noastră și vreau să-i transmit că a avea grijă de semenită este o lucrare dumnezeiască. Hai că e aranjată emisiunea, e emisiune trucată, gata. Dacă toată lumea sună... Băi, fată, și tu ai avut nevoie vreodată de Smurd? Nu am avut, dar îl admir de departe. Nu trebuie să mori ca să admiri un om. Foarte e un tare. Om care lucrează pentru semen cu tot devotamentul. Mai ales că nu este din România. Deci este atât de iubit în țara asta cum nu vă pot spune. Fii atentă, ce vreau să te întreb. Fii atentă, pe una din benzile galbene de jos, unde acum scrie de ce... A, uite asta vreau. Las-o așa, Alexandre. Fii atent ce scrie pe banda galbenă. De ce oare un arab cu mașina personală a reușit și sistemul sanitar nu? Poți să-mi răspunzi tu la întrebarea? De ce a reușit Arafat? Domnul acesta iubește oamenii mai mult decât sistemul sanitar. Ăsta e adevărul. Vezi că îl încaieri cu Bodoc, îl încaieri cu toată lumea, îl încaieri cu ministrul. Nu mă ocup de politică, domnule. Pe mine mă interesează mai ales Dumnezeu. Foarte dar tare. Omul acesta face lucrări divine, să fie binecuvântat, să fie felicitat, să fie ajutat, să fie susținut, să fie iubit și echipa și toate doamnele și toți să fie păzit și binecuvântat. Stai la telefon un pic că vrea doamna profesor să intervină. Stai un pic la telefon, da, doamne? Dar nu neapărat pentru ascultătoarea dumneavoastră, cât pentru doctorul Arafat. Așa. Și pentru tema cu care ați pornit topul acela. Cu top 100. Bagă top 100 pe ecran, da? Interesant. Mersi mult pentru telefon, mersi mult. Interesant, mie mi s-ar părea să ne spui dacă, de fapt, te consider mai mult arabul membru clasat, inclus în topul acela, sau e mai important că ești doctorul în România, o țară la care n-ai renunțat pentru Statele Unite? Că acest top pentru mine a fost o surpriză, dar nu mă schimbă cu nimică pe mine. Deci eu fac ce am făcut și fac mai departe. Deci topul e o chestie care l-au făcut unii care au făcut o analiză și au venit cu această concluzie, asta nu schimbă nimic. Că cu el, fără el, tot mai departe să merge. Și dacă nu era arab, doctorul Arafat, putea să fie orice naționalitate. Nu, bine, vreau să spun eu ceva. Este un alt element. Acum eu o să fiu un pic mai dur, asta e de față cu invitatul n-ar fi, dar mai provocat. Nu aș fi invitat Arafat la emisiune, pentru că nimic din ce am făcut acum e special. El asta face... Și ieri și mâine și trebuie să subliniem un lucru foarte clar că toate aceste reușite și asta și pentru doamna care a vorbit au însemnat o echipă foarte mare și oameni care au sprijinit asta întotdeauna insist să o spun pentru că se putea. O singură persoană n-are cum să facă acest lucru. Poți să fii catalizator, da, ca persoană ești catalizator, vii cu o idee, te duci,
dar fără oameni, fără sprijin, fără oameni să creadă în tine, nu poți realiza. Vă reamintesc că, așa cum a spus și doamna profesor Virginia Mărăcine, emisiunea a pornit, asta pentru cei care n-ați fost de la început alături de noi, a pornit de la o informație venită din lumea arabă, iată-o aveți pe ecran, top 100, făcut de unul dintre cele mai redutabile site-uri și o echipă de ziariști din zona arabă, top 100 arabi influenți pe planetă. Prima oară România are în top 100, atenție, top 100 ăștia sunt niște oameni pe care dacă îi vezi sau le citești CV-urile, împietrești. Sunt foarte multe miliarde de euro și de dolari, sunt oameni care conduc trusturi de presă, sunt oameni care conduc cele mai puternice linii aeriene după planetă, sunt anchorman la CNN, este un top model de toată isprava, este Zinedine Zidane, este lume mare. Raed Arafat este pe locul 14, așa cum vedeți pe ecran. Bună ziua, Olga, ești în direct. Da, mulțumesc. Bună ziua. Ia zi, Olguța, la Galați, cum se vede povestea asta cu Arafat pe locul 14 în lumea... În primul rând vreau să o felicit că v-ați luat emisiunea înapoi. Asta este serviciul meu adevărat, vreau să vă văd în continuu. A fost un accent aia cu senatorul, știu, da. Vreau să vă spun că un domn ca domnul doctor îndrevină la conducerea țării noastre. Ce ai făcut? Păi dai-l hăi, tu ești Băsescu. Dacă îi mai spui și tu la Galați. Nu mă interesează, domnule, ce a făcut. Păi, Olguța, n-ai făcut nimic decât să-l... Mi-a vorbit o fiță în țară. Am doi băieți mari, 50 de ani și am plinit. Dacă Iohannis, mâine să vezi. Nu mă atacă nici dânsul, nici nimeni. Domnul Barbu, da, glumesc. Vă spun 8 ani de zile, adică am lucrat la domnul Diaconescu, așa, la postul. Da. Ce-ți place? Acum, Olguța, fii sinceră. Moldovean, când în Galați, sinceră, adevărată. Ce-ți place la Arafat? Ce-ți place la doctor Arafat de a-i sunat la emisiunea asta ca să-l fericiți? Ce, sincer, ce-ți place? Păi îmi place că e un om adevărat. Adică? Care a rezolvat atâtea probleme în țara noastră, în țara care nu-i țara dumnealui. Bă, dar e arab. Tu l-ai auzit, Olguța, e arab. Dar ce dracu? Ești om, domnule, ca să fii om nu contează unde ești, ești om. Dacă vrei să faci ceva în țara altuia, înseamnă că ești un om de 20 de ori mai bun ca noi. Drept premiu pentru telefonul ăsta, te rog eu mult, ești în direct cu Arafat, poți să-l întrebi ce vrei. Uite, se uită la tine și vorbește tu cu el, întreabă-l ce vrei. Doctor, îl văd că zâmbește, îl văd că tu ești deschis. Mă uit la dumneavoastră, am dat televizor, în ce vorbiți în telefonul meu. Bagă și o întrebare, te rog eu. Spune-i o întrebare, ce vrei tu? Uite, îți răspunde la orice întrebare. De ce nu candidați la președinție? Sunteți în stare să faceți mult mai multe decât a fost. Vă rog frumos să-mi respectați, să-mi respectați, răspundeți. Și răspund. 99% din populație care e distrus țara asta. Mersi mult, Olguța, îți răspunde în direct doctorul Arafat. Răspunsul este simplu, am zis-o și o zic. Nu în politică, nu intru în activitatea politică, de politică, cum se spune, de acest gen. Eu sunt în domeniul care mă pricep la el. Deci încerc totuși să rămân la nivelul... Nu vă pregătiți pentru o lovitură de teatru, adică să intrați în politică? Absolut deloc. Deci eu, cine mă cunoaște, știe că dacă am zis-o, am zis-o și asta este. Dacă am zis nu, adică nu o să vă treziți cu mine... S-a liniștit și administrația prezidențială. Nu o să vă treziți cu mine mergând altfel în următoarea perioadă. Domnul Iohannis, liniște și pace, Arafat nu candidează, acum așa. Rămân unde mă pricep, asta este. În București, română, doamnă, sunteți în direct. Alo? Narcisa, vorbești cu noi? Alo? Da, ești bună în direct. Seara. Bună seara. Îl cunosc personal pe doctorul Raed Arafat pentru că în 1995 am fost invitată la primul congres Murți la Târgu Mureș de doctorul Radu Dob. Ah, dar cu ce te ocupi, Narcisa? Iartă-mă. Cu ce mă ocupam? Cu ce te ocupai? Coordonam programe medicale într-un anume loc pe care nu o să-l menționez, dar cred că... Bă, cineva mi-aranjează telefoane în emisiunea asta, chiar nu se poate. Eu am crezut că sunt aleatorii, că cine reușește intră în direct. Vă spun foarte sincer că nu mă așteptam să-mi răspundeți. Suna tot timpul ocupat, deci cred că e un noroc. Bunuțu. Ce vreau să spun este că la sfârșitul celor 3 zile, dacă mi-aduc aminte, de congres, doctorul Arafat ne-a dus în curtea Spitalului Județean din Târgu Mureș, unde ne-a arătat unitatea mobilă SMURT. Și nu știu dacă Dumnezeu sau nu o divinitate a făcut ca să-i vină un caz, un tânăr otrăvit. Ceea ce m-a impresionat și m-a dat peste cap a fost atât organizarea acestei unități mobile, locul unde era pus fiecare obiect pentru intervenție, asistenții și medicii foarte tineri,
care se mișcau de parcă erau programați pe computer. Fiecare știa ce are de făcut, nu s-au încurcat în picioare și fără zgomote, fără țipete, fără să vorbească tare, au rezolvat L-a salvat pe tânărul otrăvit? Da, sigur că da. Și pe mine m-a impresionat foarte tare. Ce vreau să mai spun este că la un moment dat, sora mea a făcut o sarcină extrauterină și nu vreau să vă spun cât a durat până a venit salvarea obișnuită. Nu vreau să, te rog eu. Știu unde vrei să duci discuția, nu vreau să evit. Trebuie să, în loc să mulțumim unui om care nu contează ce naționalitate are, da? Să mulțumim unui om că a făcut niște lucruri pe care noi românii nu le-am făcut. Mersi mult de tot, mersi pentru telefon. Trebuie să luăm 2 minute, ultima pauză publicitară înainte de partea finală a emisiunii. Rămâneți alături de noi, după cum vedeți, merită. Ultima parte a unei ediții speciale se întâmplă acum. Raed Arafat, invitat special al emisiunii noastre și clasat în lume pe locul 14 în top 100 arabi influenți în zonele lor de activitate, și profesor universitar Virginia Mărăcine de la ASE, care este și voluntar SMURD. Vrea să-mi spuneți, doamnă, în pauză despre... Ne spuneați că doriți și chiar vă rog să faceți asta, câteva cuvinte despre echipa din care faceți parte. Grație Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. De 4 luni sunt un pic mai mult, și anume paramedic certificat, doar că voluntar. Așa. Eu adică împreună bani. Cu... Adică fără bani, da. Și când vă duceți la muncă? Împreună... Când sunteți paramedic? Când sunteți la catedră la ASE și când liber. Paramedic? Cum? Adică orice om care are un job are și timp liber. Și unde vă duceți? Plecați la coceți acasă, vă schimbați și unde vă duceți? Detașamentul la care eu sunt alocată, criteriul este cel mai aproape de casă, este detașamentul de pompier 13 Dacă septembrie. Dacă înghit-o acadea eu acum și mor aici în fața dumneavoastră sufocat, sunteți nu în muriți. Stare să-mi băgați pixul în trahee și să-mi dați gaură și să respir? Nu o să fac chestia asta, fiindcă nu de asta aveți nevoie. Aveți nevoie de o tehnică de dezobstrucție a căilor aeriene superioare. Deci care nu mai nu presupun... Am vrut să verific să văd, da? Așa este. Da. Nu, deci nu aveți nevoie de chestia asta. Dacă totuși nu se scoate, vine un medic și face treaba aia, dar nu cu pixul. Dar cu pixul, da. Corect. Știu că avem telefoane. În afară de mine, însă, sunt foarte mulți alți paramedici. În București, seria din 2016 și din 2017, suntem 130. Din aceștia, 15, astăzi și al 16-lea s-a adăugat, suntem deja paramedici. Deci oameni adică, care pe sunt bune, chiar cu eficiență. Al patrulea membru de pe echipajele SMURD, de prim ajutor, care pleacă la cazuri. Foarte tare. Vă reamintesc, stimați telespectatori, de unde plecare în pe drumul acestei ediții, un top 100. Te rog frumos, Alex, mai așa, ăștia sunt, bagă-mi și mie în plasmă să-l văd. Ăștia sunt oamenii care, arabi la origine fiind, sunt cei mai influenți 100 pe planetă. Pe locul 14 are și Românica, în sfârșit are și Românica un om cu nume și prenume, Raed Arafat. E adevărat că zice că e din politică, am înțeles și de ce, pentru că e secretar de stat, dar de fapt valoarea și influența nu-i vin din lumea politică, ci din lumea medicală și din lumea salvării de vieți ca unității specializate. Descarcerare și prim ajutor. Haideți să vă arăt așa cam cu cine s-a înhăitat Raed Arafat în acest top pe planetă. Eu nu m-am înhăitat. Era o glumă, a fost înhăitat. Gigi Hadid. Gigi Hadid, unul dintre cele mai de succes top modele pe planetă. De unde este Gigi Hadid? De origine? Nu știu. Nici eu nu știu. Ia vezi, Alex, de unde e. Ia priviți-o, oameni buni, ca să vedeți. Iată, aceasta este Gigi Hadid. Locul 6, o femeie de origine arabă care în zona ei de influență are atâta putere încât este situată în primii 10 ai acestui top mondial. Repet, aveți în imagini pe doamna Gigi Hadid, locul 6 în top 100 arabi. Femeia este născută în California, în Statele Unite, în 1995, fotomodel și top model. Da? Trebuie să se spună că aici sunt mulți dintre fotomodel, top model și toți care sunt aici, care sunt ambasadori sau care au făcut acțiuni umanitare pentru Organizația Mondială a Sănătății, pentru UNESCO, pentru Națiunile Unite și așa mai departe.
Și asta a fost unul din motivele situărilor în astfel de... Deci faptul că au fost ambasadori și au făcut opere de calitate de genul ăsta, dar și faptul că la ei în zonă notorietatea au folosit în scopuri... în scopuri publice, ca să zic așa, generic. Adică și-au folosit valoarea și în scopuri umanitare și publice, nu doar pentru a face bani. Foarte bună precizarea. Și haideți să vă mai arătăm o persoană, înainte să luăm ultimele telefoane ale emisiunii, o persoană pe care, mai ales partea bărbătească din România, noi o cunoaștem ca persoană, mulți o și iubim, eu care am mai făcut ceva fotbal, am terminat școală de fotbal, am jucat fotbal, îl respectăm profund, se numește Zizou sau Zinedine Zidane, antrenorul marelui club Real Fotbal Madrid, Real Club Fotbal Madrid și una dintre legendele sportului și fotbalului din Franța. Iată-l pe Zidane în imagini document. Zinedine Zidane, omul care ocupă locul 5 și pe care, repet, eu personal îl respect foarte tare pentru că nu este doar un mare fotbalist și mare antrenor, dar este și un mare caracter. Bună ziua, sunteți în direct, ultimele telefoane, mergem în Argeș, vă ascult cu drag. Bună seara! Bună seara! Bună ziua! Dragă Tudorele, mai am 5 pași al 80-lea Revelion. Da, ai 80 de ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate, bravo! Iată la mine, ai pus problema lui doctorul Arafat. Așa. Că nu e român. Nici Carol I n-a fost român, nici Carol al II-lea n-a fost român, nici Ferdinand n-a fost român și au dus o țară pe niște fund extraordinare. Foarte tare. Te ascult, nu te întrerup pentru că spui lucruri foarte interesante. Adică... Iată-mi la mine. Te rog. Sunt cu mai multă inimă și devotament un om străin venit de pe meleaguri străine. Ai avut vreodată, ești octogenar, ai avut vreodată necazuri, ai sunat la smurd? Poftim? Ai avut ai sunat la 112 vreodată, cum? Să spun o poveste, vrei să... avem timp, da? Nu prea avem, dar hai că pentru tine că ești octogenar îți las un minut, zi. În 75 am rămas fără ochiul drept. Așa. În 93 am rămas fără soție. În 95, pardon. În 93 am fost operat. Eu pe masă operat și casa mea mireasă la casa armată. În 95 mi-a murit soția și mă vezi acum într-o situație în care sunt eu și un cățel cu o pisică. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bine, am înțeles. Transmite-i ca bonus pentru telefonul pe care ai reușit să-l prinzi în direct cu noi. Transmite-i direct domnului Arafat două vorbe. Adresează-i te direct. Dragă domnule Arafat, fii la mine, la vârsta mea pe care o am, că te respect și am respectat și respect pe cei cu suflet drept. Mulțumesc mult! Să-i dea Dumnezeu sănătate, multă fericire! Și dumneavoastră! Vă mulțumim! Mulțumesc. Mergem mai departe! Bună seara! Sunteți în direct! La Timișoara! Bună seara, Dana! Alo, da, bună seara! Te ascult! Sunt din Timișoara, am 78 de anișori. Mulți înainte, să-ți dea Dumnezeu sănătate! Nu sunt româncă. Da, ca ce? Să nu să zică că vezi, domnul Raed Arafat nu e român și că. Da, ce ești? Dacă n-are importanță nația, așa. Ci are importanță fapta. N-are importanță nația, religia, culoarea pelii, ci fapta omului. Așa, și? Domnul Raed Arafat cât a făcut și să dă Dumnezeu să trăiască încă mult și dânsul și cu echipa sa cât vor mai face, numai în binele oamenilor. Dar ce a făcut bine pentru tine, Raed Arafat, de a-i ridice așa statuie? N-am avut niciodată nevoie de nimic, dar urmăresc programul dumneavoastră și toate cele întâmplate și cu explozia aceea acolo în București și cu de toate, ce s-a putut face, zic eu, omenește, s-a făcut. Poți să-i pui o întrebare în direct doctorului Arafat? Da. Pot să-i pun o întrebare? Te rog. Domnul doctor, nu vă spun de ce meserie sunt pensionară. În viața mea am văzut multe. Însă, cât ați făcut, faceți în continuare. Nu vă lăsați năcăjit de nesimțirea și de comentariile unora. Fiindcă comentariile e așa de ușor de făcut, dar faptele dumneavoastră
ce ai chit pe dumneavoastră e mai greu de făcut. Să vă dă bunul Dumnezeu sănătate la toți. Mulțumesc mult și în numele echipei cu care lucrez și toți colegii care lucrează în... Să fiți sănătoși. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Acestea au fost telefoanele. Mai avem două minute și un pic pe care, cu permisiunea celor de acasă, vreau să le rezerv doar cu invitații pentru așa o pseudo-concluzie a emisiunii. Pot să... Altă, ultima întrebare venită de la colegii din redacție. Cum definiți... Mi-au spus așa, domnule, nu e căsătorit, întreabă-l. V-am întrebat de căsătorie la începutul emisiunii. Cum definiți familia? Pentru că în România este o temă de dialog atât de, cum să zic, fierbinte, familia creștină. Motiv pentru care n-am să răspund, pentru că orice răspund o să fie o chestie care o să fie folosită într-un fel sau altul. E, deci, dacă mă luați așa, atunci nu, am întreb așa, dacă nu, tatăl dumneavoastră ar fi cu noi, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Și în fața tatălui dumneavoastră ați fi întrebat, măi Raed, da, ce înseamnă pentru tine familia? Ce ați răspunde? Familia este anturajul în care ne simțim bine și stăm bine împreună cu toți. Doamna profesor, pentru asta ce înseamnă familia? Ați văzut ce răspuns a dat? Cu cât, doamne, politician de rasă, nu așa, și se mimează că nu-i politician. Uitați-vă ce răspuns, dă. Uitați-vă care ce legătura răspuns, cu dă. Întrebarea pe care mi-a spus-o mai devreme și ați aflat că nu sunt căsătorită și că nu am copii? Ce înseamnă pentru noastră? Familia, definiți-o. Într-o frază. Multe. Într-o frază. Înseamnă... oamenii care îți fac inima să cânte, înseamnă cei care sunt alături de tine atunci când ești la pământ, când ești într-o depresiune a existenței tale, și înseamnă mai mult decât orice oamenii care, în ciuda tot ce se întâmplă în jurul tău, știu cine ești și nu vor schimba ceea ce știu, indiferent. Ce mulțumesc foarte mult. Acum, finalul este așa. La rugămintea prietenului meu, Bogdan, cel care coordonează toată activitatea site-ului B1TV, b1tv.ro, un om minunat și un colectiv minunat, m-a rugat așa. Bă, când te vezi cu Arafat, am și o rugăminte. Zi, Bogdane, roagă-l frumos să ne spună un banc, dar nu de la noi, de la români. Să ne spună că nu știu cum arată un banc în lumea arabă. Bă, Bogdane, îți promit că dacă vrea, eu o să-l rog. Să știți că sunt foarte similare cu cele. Ia spuneți-ne un banc în limba română, dar el venind bancul din lumea arabă. N-am auzit niciodată. Deci merge bulă la... Cum bulă? Este bulă, se numește juhat în limba arabă. Ziceți repede. Ziceți repede. Merge bulă? Merge la frizer. Frizerul tratează execrabil, foarte urât, foarte rău. La final îl plătește și îl dă un ciubuc mare. Îl dă 5 euro ciubuc. După două luni merge din nou să se tundă. Frizerul își aduce aminte de el. Îl tratează foarte bine, rejește tot. Bulă ia și îl dă un jumătate de euro. 50 de euro cent să-l dă. Și la care frizerul nu mai înțelege nimic. Și îl spune, dar... Cum? Data trecută te-am tratat urât, ai făcut așa. Data asta te-am tratat trejește, uite ce ai făcut. Și da, păi data asta e pentru data trecută și ce ți-am dat data trecută e pentru data asta. Oameni buni, acesta a fost Raed Arafat. Aceasta a fost doamna profesor Mărăcine. Aceasta a fost ediția de azi. Rămâneți cu B1 TV. Georgia Simionovici cu știrile zilei. Noi ne revedem luni la ora 18. Toate cele bune.